S-a deschis o anchetă penală pentru ucidere din culpă în urma accidentului în care trei tineri care circulau cu motocicletele pe un drum din Vaslui și-au pierdut viața. Una dintre motociclete s-a ciocnit frontal de o mașină și ambele vehicule au luat foc. Cea de-a doua a fost prinsă în tăvălugul care a urmat. Atenție urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Ionela și George urmau să se căsătorească civil peste patru zile. Ea era absolventă de bioinginerie medicală și lucra ca asistentă în Iași, iar el era frizer. Amândoi împărțeau pasiunea pentru motociclete. Când a avut loc tragedia, cei doi mergeau spre casă, în Târgu Bujor, Galați, unde ar fi trebuit să petreacă. Asta este jo mama ei. Cuplul era însoțit pe drum de un amic, un bărbat de 35 de ani. Astăzi, polițiștii au stabilit că mai mulți factori au contribuit la producerea tragediei. Primul care ar fi greșit a fost prietenul cuplului. Într-o curbă unde șoseaua este marcată cu linie continuă, el a încercat să depășească motocicleta pe care erau Ionela și George. Înainte de această manevră, ar mai fi făcut și altele la fel de riscante. Cineva care venea despre ea și s a plâns că erau indisciplinați pe șoseaua. A contribuit și lipsa de experiență la volan a fetei de 19 ani care conducea mașina de care motociclistul intrat în depășire s-a izbit pe contrasens. Nu a reușit să evite impactul și a tras de volan până a ieșit de pe sensul ei de mers și s-a lovit de motocicleta cuplului. Unde-s domnii de la poliție? Este o rucsac aici, probabil că aparține vreo din ei. Ionela și George au murit la locul accidentului. Erau vreo câțiva, în 2-3 ani și Urmau să facă actele acum. Nu era un genul de om care să alerge sau să fugă cu motocicletă. Am putut să dorm deloc. Nu, nu, bărbatul meu e terminat. Băiatul meu plânge într-una, că ei au fost foarte buni prieteni. În urma accidentului, mașina implicată a luat foc. Fata de 19 ani care o conducea a fost externată astăzi. Bunica ei spune că își cumpărase autoturismul de câteva luni și că de obicei circula prudent. Acul vitezometrului a rămas blocat la 100 de km pe oră, în condițiile în care în zonă limita este de 50 de km. Bărbatul care îi însoțea pe Ionela și George a murit și el în urma rănilor suferite.